Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei! Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a mulțumi celor care îmi vizionează vlogul, care îmi comentează și mi-l distribuie. Voi menționa câteva nume, și anume Florica Perca, Gabriela Gabi, Mariana Gabriela, Aftimioaiei Mădălina, Margareta Radu și, nu în ultimul rând, fete frumoase. Vă mulțumesc din suflet, vă îndrăgesc și vă îmbrățișez cu drag, a voastră Pandele Laura. Vreau să vă aduc la cunoștință că mi-am făcut o pagină, un grup, cred că așa se numește, Laura Puterea Dragostei, sezonul 3, și care vreți să vă înscrieți pe acel grup, vă aștept cu drag. Nu prea mă pricep, o iau pe bâșbâite, încet, încet ne vom învăța împreună. Și acum să începem. Ieri. Ieri a fost gala și ce am văzut? Andrada cu Alexandra. Iar s-a adus în discuție cearta lor din mașină. Ce am observat? Că Andrada nu mai vrea să recunoască. Andrada cred că are pierderi de memorie. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ea uita că s-a adus și înregistrarea în emisiune și acolo am auzit destul de clar că ea a fost cea care a ridicat tonul și Mona a spus că ea a fost prima care s-a ridicat în picioare. Tot ea recunoaște că a înjurat-o foarte urât pe Alexandra. Noi știm că Alexandra este mai vocală, dar nu știu, n-am văzut-o niciodată să sară la bătaie. Dar pe Andrada, sincer, am văzut-o cum a reacționat cu David. După nici o lună de zile de relație, avea pretenții mai rău ca o soție de 10 ani. Să nu își asculte părinții, țipa, urla la el. Deci, Andrada, vezi că cam dai cu stângul în dreptul. Nu știu, părerea mea că ar trebui să-ți remediezi un pic comportamentul și să gândești ce ai făcut. Scuzați-mă. Așa că las la aprecierea dumneavoastră să vă lăsați părerea despre Andrada în comentarii. Nicos spune de Cristian că este fetița lui. Măi, Nicos, tu chiar nu respecti pe nimeni? Măi, Nicos, nu e vorba că nu respecti pe nimeni, nu te respecti pe tine. Oare cum vrei să fii respectat, admirat și plăcut când tu arunci cu noroi în toată lumea? Foarte urât. Foarte urât. Cum poți să faci un băiat că e fetița ta? De unde atitudinea asta? Nu înțeleg. Vreau să te înțeleg și nu pot. Crede-mă pe cuvânt, Nicos. Ai niște reacții și niște afirmații care mă lasă cu gura căscată și nu înțeleg de unde atâta răutate. De ce trebuia tu să-l faci pe Cristian fata ta, fetița ta? Foarte urât. Foarte urât, crede-mă că ne arăți ce caracter ai și nu știu cum mai ai pretenții să te placem noi telespectatorii și în special mămicile. Pentru că noi, eu una cel puțin, tot timpul mă gândesc dacă era în locul lui Cristian, băiatul meu, oare îmi plăcea ce făcea Nicos? Aici trebuie să gândești tu, că fiecare concurent din casa aceea au familii, au părinți acasă și noi, telespectatorii, vedem niște reacții urâte, urâte la tine și la Achebono. Și nu este ok. Mergeți în continuare, așa e problema voastră. Eu, ca mamă, ținând cont că am
fată mai mare ca tine și băiat aproape de vârsta ta, crede-mă că dacă al meu băiat s-ar comporta așa, eu aș intra în pământ de rușine. Aș intra în pământ de rușine. Nu pot să concep ca un băiat să jignească și fete și băi și pe toată lumea din jurul lui. Oare ce creștere i-am dat dacă el se comportă așa? Așa și tu. Gândește-te că mâine poi mâine te vei însura dacă va sta cineva cu tine și vei face o fată sau un băiat și va vedea cum te comporți. Foarte, foarte urât. Nu-mi place, scuză-mă că-ți spun, dar nu-mi place absolut deloc comportamentul tău și reacțiile tale în emisiune. Închid paranteza aici cu Cristian. S-a adus iar în discuție vechea lor problemă, cearta cu Alexandra, Nikos, Mona și Georgia. Că de ce n-a spus Alexandra lui Nikos? Asta e supărarea lui Nikos. De ce nu i-a adus la cunoștință că era un scenariu în spate? N-are rost să mai detaliez că cunoașteți speța. El o acuză pe Alexandra că Alexandra vorbește precum televizorul, că vorbește toată ziua. Eu cred că, Nikos, tu nu înțelegi, tu nu te vezi pe tine. Cred că tu vorbești ca televizorul și tu ai acaparat toată emisiunea cu problema ta că Alexandra nu te-a respectat. Dar eu n-am înțeles unde e lipsa aia de respect. Pentru ce faci tu chestiile astea urâte și sar și nu o lași pe Alexandra să-și spună cuvântul? Măi, omule, nu ți-a spus atunci? Ok, de ce trebuia tu să o atași pe Mona? Aici este problema. De ce trebuia tu să aduci trecutul Monei? Greșeala ți aparține, Nikos. Nu Alexandra te-a pus să jignești, nu Alexandra te-a pus să aduci tot trecutul Monei în emisiune. Că nu știi tu să te controlezi, că tot ce vezi în jurul tău ți se pare afront la adresa ta, că sari și că ai sabia la brâu toată ziua, e problema ta. Tu foarte frumos puteai să taci și gata, nu se întâmpla nimic. Dar tu ai dat cu toată lumea de pereți, inclusiv cu Mona, care susțineai că ți este prietenă. Mona nu ți s-a adresat, punct. Aici tu ești cel mai mare vinovat. Și nu mai încerca să acuzi pe toată lumea că tu ești cel mai mare vinovat. Tu nici nu erai băgat în acea discuție, în acea întrebare. Și tu ai sărit de parcă ziceai că ți-a tăiat o mână și un picior. Și acuzi că a început toată lumea să râdă de tine. Și tu te-au acuz pe Alexandra, măi, omule, că nu ți-a făcut absolut nimic. Nici ea, nici Mona. Și tu ai început să arunci cu noroi în toată lumea. Nu te înțeleg. Și în primul și în primul rând ne arăți de la zi la zi ce fel de comportament ai. N-a putut nici prezentatoarea Cristina Mihaela să te potolească. Te-a rugat din tot sufletul, nu mai știa femeia cum să te roage, ca să nu te mai ridici din să te mai ridici să pleci din emisiune. Bineînțeles că tu ai făcut tot ce ai vrut. Ai scos din cauza ta, au plecat toți concurenții din emisiune, că nu mai suportau țipetele și răgnetele tale, care totul pui întrebarea Alexandrei și totul dai răspunsul. Nu o lași pe Alexandra să vorbească, să răspundă. Și după care spui, păi nu, că eu o las pe Alexandra. Alexandra nu are argumente. Păi măi, tu ai întrebat-o să-ți spună exact și să-ți enumere fazele frumoase care le-a făcut Alexandra. Păi n-a putut să ți le spună. N-a putut, că ai început tu să răgnești și să urli și te-ai ridicat și ai plecat din emisiune. Măi, băiatule, tu chiar nu ai bun simț față de prezentatoare, față de noi telespectatorii. Tu te ridici și pleci, pe tine te doare în puii tăi. Ce se întâmplă? Și atunci vrei să fii apreciat. N-ai cum să fii apreciat decât dacă faci fapte frumoase și ne dovedești că ai un caracter de bun simț, că te respecti pe tine, că ne respecti pe noi, dar nu dovedești lucrul ăsta. Alexandra, săraca, nu poate să spună nimica că tu ești în stare să îi dai în cap. Foarte urât.
Foarte, foarte urât. Dragii mei telespectatori, vă rog frumos, lăsați-vă și dumneavoastră părerile în comentarii dacă vi se pare corect atitudinea care o arată și o afișează Nikos. Am mai primit niște mesaje că sunt foarte revoltată pe Nikos și că nu-l cunosc în realitate. Așa este, nu-l cunosc în realitate. Dar eu ce văd este caracterul lui. Nu ai cum să acționezi așa decât dacă ai în sânge, dacă ai în felul tău de a fi chestiile astea. Deci asta este părerea mea, Nikos. De când ai intrat, nu ne-ai arătat decât ceartă, intimidări, răgnete și toată lumea vrei să spună ca tine, dacă încearcă vreo unul să-ți spună că nu ai dreptate, atâta le trebuie. Și tu și Achebon. Și a avut o perioadă și George. Revino-ți, măi, Nikos, că am văzut că ți-ai făcut și grup de susținători. Păi fă fapte frumoase ca să fii plăcut. Oh. Ce-am mai văzut? După asta închid subiectul de moment cu Nikos. Se arată iar bătaia cu Achebono și Cristian. Începe Cristi, cel cu părul roz, care a fost eliminat, să îi spună lui Achebono că nu e frumos ce face. E, acolo a început jihadul. Începe atacuri între Achebono și Cristi. Cristi, părerea mea, deja că ai plecat, poate mă auzi, greșeala ta primordială a fost că te-ai aliat cu Nikos, că n-ai ținut cont că ai intrat de câteva zile și că ai început să faci atacuri în funcție de ce vroia Nikos. Și atunci era normal ca băieții să nu să mai te dorească în casă. Ce-am mai văzut că David a spus că tu o să-l ataci pe Achebono. E, aici este marea greșeală a tuturor concurenților din sezonul 3. Că voi ați tras niște concluzii, după părerea mea, din sezoanele anterioare, că este bine să vă certați, să faceți scandaluri și materiale de proastă calitate ca să ieșiți în față. Foarte, foarte greșit. E, exact asta se va întâmpla cu toți care vor veni chitiți, că ei deja și-au făcut coaliție, deja și-au făcut găștile lor, bisericuțele lor. Și atunci veți fi eliminați. Măi, oamenilor, fiți naturali. Asta mă refer și la cei care vor intra, fie fete, fie băieți. Fiți naturali, nu vă luați după bisericuță și gândiți cu creierul vostru. Nu vă mai luați după unul și după altul, că veți fi eliminați. Încercați o săptămână, două, să-i cunoașteți, să fiți imparțial de bun simț și să nu atacați. Că asta se va întâmpla. Dacă tu, Cristi, ai venit, Cristi cu părul roz, ai venit chitit să faci materiale pe scandal, asta e urmarea. Îmi pare rău, dar asta e. Ce nu mi-a plăcut la Achebono, nu mi-a plăcut că n-a ținut cont de rugămințile Cristinei, Mihaela, prezentatoarea, sub nicio formă. La un moment dat, săraca a început să țipe la ei și să-l cheme pe Husein ca să-i potolească, că ea e femeie. Măi, băieților, ce comportament e ăsta la voi? Nu ne arătați decât că ați fost crescuți pe Maidan, că nu respectați pe nimeni. Mihaela, îmi pare rău să-ți spun, Cristina Mihaela, prezentatoarea, crede-mă că dacă era doamna Mantea, îi dădea afară fără niciun fel de reținere. Mi-aduc aminte ce am văzut ieri, că le arătai cartonașele. Ei râdeau, n-aveau nicio treabă, niciun stres. Deci tu chiar, Cristina, dacă mă auzi,
Tu nu te-ai impus și nu cred că vei mai putea să te impui în fața acestor concurenți. Exact cum am spus și în vlogul anterior, ești depășită de situație. N-ai cum să faci pe prezentatoarea bună care nu ridică tonul cu astfel de caractere. Că te vor ironiza, exact cum s-a întâmplat, și tu vei țipa și nu vei face absolut nimic decât ei te vor considera o plantă, nici de cum moderatoarea emisiunii. Prea puțin îi interesează de ce spui tu. Fii mai drastică. Dă-i afară, cum făcea doamna Mantea. Cum încerca un pic să ridice tonul, îi invita afară. Penalizează-i. Dă-le tu pedepse. Fă ceva. Fă ceva că la un moment dat cred că o să arunce și cu ceva în tine, că n-au nicio reținere. Sper să nu. Sper să exagerez eu și sper să-și dea seama acești bădărani că în fața lor stă o doamnă. Și măcar de asta să țină cont. Dacă nu, eliminați-i. Eliminați-i că nu mai este pandemie. Sunt băieți și fete care vor să vină în această emisiune. Dați-i afară și atunci băgați frica în ei. Descalificați-i imediat, pe loc. Și atunci nu o să mai fac așa ceva și o să le fie frică de eliminare, că e greu să ajungi iar acasă, să muncești, să n-ai plăți pentru utilități, să n-ai ce să mănânci, să n-ai ce să îmbraci. E foarte greu și le este frică. În ziua de azi e greu să câștigi 1000 de euro, 1000 și ceva de euro cât le dați voi. Și mâncare, și băutură, și cazare gratis. Impuneți-vă, părerea mea. Asta e astăzi ce am văzut din promo de ieri, că iar începe scandalul între Achebono și Nicos. Doamne, deci nu-mi vine să cred. Oamenii ăștia n-au nicio lună de zile și sunt bătăi și scandaluri fără număr. Iar staful văd că nu ia nicio măsură. Nu știu care e motivul. Să vedem. Să vedem ce se va întâmpla și astăzi. Dragii mei telespectatori, Puterea Dragostei, aici închid acest vlog. Apropo, că am uitat să menționez de banii care au fost câștigați. Au ieșit favoriți Alexandra și cu Cristian. Ce ne-a demonstrat Alexandra? Alexandra ne-a demonstrat că ea nu a venit pentru bani. A renunțat la bani, nici nu vroia să audă de acești bani, ca să nu plece sora ei. Deci ce să înțelegem, dragii mei telespectatori, Puterea Dragostei, că Alexandra a venit exact pentru ce a spus. De moment asta, din moment ce refuzi 1500 de euro, eu zic că ne-a demonstrat cât de cât că ea nu a venit numai pentru bani. Cristian, părerea mea, nu știu, poate vi se pare că sunt exagerată, dar eu una asta aș fi făcut. Ținând cont că Alexandra a renunțat la bani pentru sora ei, eu, în locul lui Cristian, îi ofeream și bani. Și chiar spuneam, ea să-și protejeze casa și banii, dacă îmi revin mie, eu îi donez ei, nu de alta, dar ne-a demonstrat că este foarte cu minte și că își iubește foarte mult sora și pentru ea nu contează bani. Eu una, asta făceam. Chiar eu cred că Alexandra nu primea banii, dar el trebuia cel puțin să aibă intenția asta, să-i doneze și banii, că el a mai luat, o să mai ia, și ne arăta că și el este un caracter bun.
Chiar dacă se putea sau nu se putea, măcar venea intenția de la el. Părerea mea, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, eu una așa aș fi făcut. Acum, spuneți-vă și dumneavoastră părerea dacă considerați că eu gândesc ok în privința asta, Cristian cel puțin trebuia să aibă intenția să-și doneze și bani Alexandrei. Acum aici chiar închid și ne vom vedea mâine la rezumatul zilei de astăzi, care și astăzi pare a fi o emisiune cu tensiuni. Vom vedea. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, pentru abonarea la canalul meu de YouTube. Apăsați pe clopoțelul roșu ca să vă atenționeze când postez. Distribuiți să devenim o comunitate mare, să ne facem mai auziți. Vă pup cu drag a voastră Laura, Pandele Laura, și vă doresc o săptămână minunată, plină de sănătate și belșug. La revedere!